găsit, dragi telespectatori, a emisiunii Dreptul la Viață. În săptămâna aceasta ne-am propus același invitat și același personaj, Gheorghe Tiber, care încearcă să realizeze această emisiune. Vă propunem să reluăm puțin, să facem o recapitulare a emisiunii trecute, pentru că această emisiune se adresează în primul rând oamenilor care sunt frământați de problema aceasta, a existenței lor, de problema morții și a veșniciei și care își doresc să afle aceste răspunsuri la întrebările despre care vorbeam în primele două emisiuni, întrebările existențiale. M-am gândit să nu mă grăbesc și să nu ne grăbim, pentru că fiind cel mai important lucru din viața noastră pe care o putem face pe acest pământ, vrem să explicăm cât mai mult posibil pentru publicul larg, în primul rând. Așa cum spunea și Mântuitorul, odată într-o discuție cu farisei și cu cărturarii evrei, care spuneau că ei știu că ei sunt fii ai lui Avram, că sunt moștenitori din carne și din sânge și că sunt din poporul lui Dumnezeu și nu prea ascultau pe Domnul Iisus, nu prea îl considerau, fiind nici măcar profet la început, după aceea cel mult profet și așa mai departe. El le-a spus la un moment dat: eu am venit pentru oile pierdute, pentru oamenii care sunt bolnavi, că nu cei sănătoși sau cei care declară și clamează că știu, că au cunoștință despre Dumnezeu și despre sensul vieții lor, au nevoie de mine, ci doar cei care sunt bolnavi realmente merg la medic. Și pentru că, din punct de vedere fizic, Domnul a făcut această paralelă, această metaforă, dar, de fapt, toată lucrarea lui a fost una spirituală, în primul rând. Pentru că el n-a venit să ne învețe cum să ne spălăm, cum să ne îngrijim, cum să mâncăm, pentru că de astea am fost învățați în firea noastră, știm, ne descurcăm foarte bine, ca să zic așa. Dar el a făcut această paralelă tocmai ca noi să putem înțelege importanța spirituală și prima necesară din viața noastră a fiecăruia dintre noi. Și, după cum se știe, partea fizică, trupul acesta, se spune că are o porțiune din corpul său, din organele interne, care se cheamă colon. Și cei mai mulți medici din lumea întreagă, și mai ales în aceste vremuri, au constatat că colonul este, aș zice, vinovat sau responsabil de toată sănătatea celorlalte organe. Pentru că acolo, în pântece, cum îi se mai spune, mai spunem noi, sau spune Biblia, se adună toată mâncarea pe care noi o îngurgităm, pe care organismul o metabolizează și pe care o transformă în energie și o trimite în organismul nostru. Dar în colon, acolo se adună practic aceste reziduri, să zic așa, pe organul, pe aparatul digestiv. E bine, dacă din punct de vedere fizic și, eu știu, biologic, e atât de important pentru sănătatea aceasta trupească acest colon, vorbim despre partea spirituală, pentru că la asta vrem să ne rezumăm noi și despre asta vrem să vorbim. Important, zice, că e ce introduci în acest tub digestiv, deci ce mănânci, și foarte important ca să fii sănătos. Din punctul nostru de vedere și scopul nostru ca să răspundem la cele întrebări despre care am spus, e nevoie să știm ce hrană folosim pentru asta, pentru că ea să se transforme în energia spirituală, care de data aceasta nu mai este în pântece, ci este în cap, este în creierul nostru și în inima noastră, căci în creierul nostru se adună informația, hrana spirituală pe care noi o transformăm prin minunea lui Dumnezeu în energie spirituală și în lămurire a sensului vieții noastre. Și inima sau sufletul sau spiritul pe care Dumnezeu ne l-a dat, ne l-a insuflat atunci, este acela care nu se vede, dar care este foarte prezent și despre care noi știm atât de multe sau atât de puține. Vom vorbi în aceste emisiuni ale noastre despre toate lucrurile necesare și despre hrana cea mai importantă pentru ca să se transforme, cum spuneam, în aceste energii spirituale și în aceste răspunsuri pentru nevoia sufletului nostru.
Spuneam data trecută că noi amândoi, cu domnul Dumitrașcu, pastorul, îmi cer scuze că nu v-am prezentat. Este regulă, bună seara. Sunteți arhicunoscut. Vă mulțumesc. Noi amândoi am convenit și nu numai noi că vom face multe din aceste emisiuni împreună. Vor mai fi și alți oameni care sunt dedicați lui Dumnezeu, cum spuneam, citirii, cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu și trăirii lui. Pentru că ei pot să ne dea din experiențele lor și nouă celor care nu știm deloc sau care știm puțin sau chiar și celor care știm, pentru că probabil și cei care știu și sunt deja regimentați în bisericile creștine au găsesc câteodată câte ceva nou în emisiunile noastre. Și, dar ziceam, în primul rând, nu pentru ei sunt, ci pentru cei care nu cunosc și care vor să cunoască și să știe ce-i cu ei. Mai ales în această vreme care se vede că e cea din urmă. Toată lumea, într-un fel sau altul, nu numai bisericile creștine, ci toate bisericile și chiar oamenii de știință și politicile, recunosc că pământul, că lumea, că viața aceasta în formă aceasta e cam pe final, cam pe turnantă, cum se zice. Și pentru că acum se acutizează cumva lucrurile, ca și studenții, ca și noi când nu am neglijat o mare parte din viață sau din timp să învățăm la timp ce trebuia, vrem pe ultima 100 de metri să recuperăm cumva. E bine, de asta ne-am gândit să venim cu aceste emisiuni lămuritoare și ajutătoare, sperăm noi, credem noi și ne dorim noi să fie pentru oamenii care doresc răspunsuri la aceste întrebări. Tocmai de asta am zis, nu ne grăbim și vom face o treabă cât se poate de bine din punctul nostru de vedere, cât mai metodică. Noi am considerat, ziceam împreună, că Biblia este cuvântul sau lui Dumnezeu revelat și nu noi am considerat și veți vedea că nu e de la noi, dar vrem să prezentăm toată această taină a vieții noastre având în centru Biblia. Și data trecută am discutat așa în mare, în general, despre de ce Biblia sau Sfânta Scriptură. Și am vrea acum să facem o recapitulare, doar schematic așa, pentru cei care doresc să asimileze cât mai bine aceste informații sau cât mai multe dintre ele. Mai mult de atât, emisiunea e înregistrată, va fi difuzată de câteva ori în această seară, de la orele 22, vineri de la orele 14, duminică de la orele 14 și poate că vor mai fi și alte reluări. Așadar, domnule pastor, dacă am discutat data trecută despre Biblia sau Sfânta Scriptură, am spus de ce Biblia, vreau să facem o prezentare pe scurt a acestei sfinte cărți a lui Dumnezeu. În primul rând, despre denumirea Bibliei, dacă puteți să ne spuneți. Păi, cartea asta pe care o iau eu acum în mână, pe care o aveți și dumneavoastră și mă aștept că o au și telespectatorii dumneavoastră, este Biblie pentru că ea este de fapt o bibliotecă. Este o colecție de 66 de cărți scrise pe o perioadă de aproximativ 1400 de ani, care sunt puse împreună constituind acest cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum îl recunoaștem noi. Împărțit în cele două părți importante, prima parte a Bibliei, Vechiul Testament, cu 39 de cărți, și cea de-a doua parte, Noul Testament sau Noul Legământ, care începe cu nașterea, viața, învățătura, moartea, învierea, înălțarea Domnului Iisus Hristos și continuă cu istoria Bisericii Primare, epistolele și apoi cu ultima carte, Apocalipsa. O prezentare și mai schematică și mai tehnică, ca să zic așa, decât atât, din acest manual pe care dumneavoastră l-ați început acum 15 ani, da? Sau mai mult, da. Și care s-a fost reeditat în mai multe ediții, iată, această ultimă ediție fiind cea mai bună, totdeauna e cea Sperăm. Mai bună, da? Așa, după cum se spune și Noul Testament, este mai bun decât Vechiul, da? Pentru că e mai nou și mai actual. E revelația progresivă a lui Dumnezeu. Dar îl cuprinde și pe acela, pentru că și are rădăcina în cel vechi. La fel și din asta. Aici ați făcut o schematizare foarte interesantă și pentru telespectatorii noștri, Biblie vine de la cuvântul Biblos grecește, exact, da? În greacă, care înseamnă cărți, da? Sau cartea cărților, da? Divina Biblioteca, da, cărțile astea puse împreună. Da. După aceea am vorbit despre faptul că folosim Biblia pentru că ea este, pentru lumea creștină cel puțin și nu numai, pentru toată lumea, chiar dacă nu e creștină, este canonul care înseamnă... Care înseamnă o măsură, e ceva care
cumva a devenit etalonul. Etalon, ceva, da? Ce se folosește de fiecare dată atunci când vrei să verifici dacă ceea ce știi, ce practici, este în corelare cu realitatea, cu adevărul revelat. Deci această Biblie despre care am vorbit conține practic drumul nostru de aici la Dumnezeu sau scara de la pământ la cer, da? Într-un fel. Și este etalonul pentru toți oamenii care vor să ajungă ca o fel de măsură, da? Corect. Noi l-am ales pe acesta ca să vorbim despre el, pentru că asta este calea, vom vedea mai târziu, cum a spus Mântuitorul, eu sunt calea și calea este Biblia aceasta către Dumnezeu, da? Apoi, permiteți un pic, sfârșitul Evangheliei după Ioan cumva prezintă rațiunea pentru care cel puțin apostolul Ioan scrie cartea, dar se poate aplica întregii Biblii, zice el, dar toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață. Deci sunt multe lucruri care s-au întâmplat sub soare, dar colecția asta este suficientă pentru omul sincer care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu prin persoana lui Hristos care s-a întrupat în lumea noastră și oricine crede în El are viață veșnică. Și doar prin această carte îl găsește, pentru că Domnul Iisus a spus, doar eu sunt calea, adevărul și viața, aici. Aș zice că este scopul vieții, e răspuns la întrebarea sensului vieții. Până la urmă, ce spune Evanghelistul Ioan, este sensul vieții, până la urmă acolo trebuie să ajungem. Sigur. Și îl spune Biblia, este asta, cum am spus data trecută, necesară și suficientă pentru voi. Ok. Mai departe vorbeam despre faptul că, a spus dumneavoastră, că sunt 66 de cărți de toate. Conținutul acestei Biblii mai relevă ceva, o anume unitate, da, dacă vreți să ne spuneți. Da, cu siguranță că atunci când te uiți că această carte a fost scrisă pe trei continente, Africa, Asia și Europa, scrisă în trei limbi, cea mai mare parte din Vechiul Testament este scrisă în ebraică, o mică parte în aramaică și apoi tot Noul Testament în greacă, scris de peste 40 de autori care trăiesc în contexte foarte diferite, cu educații tot atât de diferite, te întreb dacă nu cumva când pui cele 66 de cărți împreună, ai un fel de amalgam. Fiecare trage într-o anumită direcție. Surpriza este că, de fapt, toate cărțile acestea, puse împreună, vorbesc despre un lucru central, și anume e ca un fir roșu care trece prin toată cartea aceasta, care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, Vechiul Testament, prima parte a Bibliei, arătând în viitor spre Mesia, spre Hristosul care urma să vină, iar cea de-a doua parte cumva vine și ne întoarce privirea spre cruce, amintindu-ne că Cel care s-a întrupat este Cel profețit în Vechiul Testament, prin care Dumnezeu acum vine să aducă la împlinire voia Sa, planul Său pentru noi. Okay. Cu altfel spus, chiar dacă s-a scris doar pe trei continente, de acolo proveneau cei 40 de autori, este Biblia cu răspunderea cea mai mare din lume, fiind în toate cele 5 continente și tradusă cele mai multe limbi și dialecte de sub soare. Da. Iată o dovadă că este într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu la care vin și se adapă și se hrănesc tot mai multe popoare sau toate popoarele lumii, chiar și cele care încă nu recunosc și nu clamează Biblia ca fiind cartea lor de căpătăi. Vor ajunge. Mai devreme sau mai târziu sperăm, dar aș remarca aici faptul că civilizațiile care au fost influențate cel mai mult de această carte sunt în realitate civilizațiile cele mai dezvoltate. Bun, autoritatea Bibliei, deci este dată printre altele. Odată, spuneți. Păi este dată prin larga răspândire a Bibliei. Autorul ei. Bine, autorul ei este Dumnezeu care a inspirat, a insuflat și de fapt cei 40 de autori despre care noi vorbim, autori umani, nu au vorbit cuvintele lor, ci au vorbit cuvintele practic, lui Dumnezeu. Autorul este Dumnezeu. Moral, care și mai mult decât atât este sigur. Dumnezeu. Da? Deci avem un autor care există prin sine însuși și care alege să ne se descopere. Avem unitatea acestor Biblii, avem influența extraordinară. Conținutul ei, da, așa, influența. Influența asupra civilizațiilor lumii. Da. Și dincolo de influență, cred că am trecut aici câteva, este larga răzbândirea a Bibliei, cum dumneavoastră ați amintit, peste tot. Rezistența ei în timp. Păi, mi-amintesc de nenumărați oameni care, sub influența diverselor ideologii sau filozofii ale vremii, au considerat un mare dușman Biblia,
ca aruncat împotriva ei chiar. Ca în cele din urmă Biblia să rămână și ei să fie aruncați undeva la lada istoriei. Dar cartea aceasta continuă să inspire și să transforme viața. Sunt o dovadă că este adevărul suprem, că existența ei în timp. După aceea a spus de influența culturilor și civilizațiilor, că mai toate care s-au revendicat de la acest cuvânt sunt evoluate, au fost și sunt evoluate foarte tare. Chiar da, și noi tânjim după ele, nu-i așa? După civilizațiile respective. Da. Chiar dacă acum întorc cumva... spatele. Păi gândiți-vă... Chiar și civilizația creștină, da. Vestică, occidentală și așa mai departe. Din păcate. În America, da, este cea care datorează apogeul ei foarte mult. Faptul lui că s-a axat pe Biblie. Da. Exact. Apoi gândiți-vă la faptul că simplul lucru că Biblia asta a rezistat în timp și indiferent cine suntem noi, creștini practicanți, nepracticanți, atei, agnostici sau de orice altă credință, nu avem cum să nu facem referință la ea. Dacă știința a evoluat și astăzi se întorce în urmă și zici... Și ne-a ajutat. Ne-a ajutat enorm, da. Și suntem datori. Da. Dar sunt lucruri pe care știința le-a considerat adevăruri acum ceva timp în urmă, care, din păcate sau din fericire, pentru că am evoluat, constatăm că nu mai sunt tot atât de autentice. Ei, cartea asta la care facem noi referire... deși este veche, ea supusă testului științei, timpului... Tuturor testelor până la urmă. Exact. Rămâne cuvântul infailibil, adevărat, fără greșa lui Dumnezeu. Domnule pastor, cea mai importantă, zic eu, dovadă a autenticității, a puterii lui cărții acestea, este ceea ce și dumneavoastră ați întâlnit în viața dumneavoastră și eu, că mă întrebau oamenii cum până azi erai un războinic, un rebel și un rău și astăzi te-ai schimbat la 180 de grade. Cred că și dumneavoastră ați avut asta și eu. Deci cea mai importantă... Este transformarea interioară. Puterea de transformare. Da, Biblia numește lucrul ăsta naștere din nou sau regenerare și este puterea cuvântului Dumnezeu care schimbă vieți. Continuă să facă lucrul acesta și astăzi. Așa cum spuneam atunci, vom reveni asupra acestor subiecte, oarecum în lecțiile următoare sau, mă rog, în emisiunile următoare, inclusiv nașterea din nou, care va avea un capitol foarte, foarte important. Pentru că, aș zice așa, pus în lumină cuvântul din Evanghelie care spune și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul, sau în altă ordine de idei, ce-ar da un om, cum a zis odată Richard Parker al III, dau un cal pentru un regat, dacă vă aduceți aminte, ce ar putea să dea un om în schimbul sufletului lui? Nimic nu valorează. Absolut. Și atunci, punând în această, să zic așa, lumină acestui cuvânt, aș putea să spun că transformarea aceasta pe care o aduce Biblia prin nașterea din nou, chiar dacă ar fi să ne ia 50, 100 de ani, nu știu, 80-100 de ani, dacă am ajuns chiar și atunci, la acest moment al nașterii din nou, atunci am realizat scopul vieții. Exact. Nu este scop mai înalt decât să-L cunoști pe Dumnezeu prin Hristosul. Deci merită să-L sacrifici. În altă ordine de idei, Mântuitorul a spus, dacă vrea cineva să vină la mine, trebuie să se lepede de sine și să nu se îmbrace, ci să le folosească, dar să le treacă în plan secund. Și în plan principal să treacă căutarea acestui moment al nașterii din nou care te transformă. Și această transformare e posibilă, noi suntem exemple vii, ca să zic așa, prin această carte. Exact. Și prin eu personal îi datorez enorm de mult acestei cărți. Pentru că în perioada adolescenței mele, în perioada întrebărilor, frământărilor, căutării identității mele, răzvrătirilor mele, ca să spun așa, cartea aceasta a reușit să aducă lumină vieții mele, să-mi transforme gândirea și să îmi dezvolte o filozofie de viață care să mă ajute să am o perspectivă diferită asupra tot ceea ce înseamnă viața asta și mai ales cea viitoare. Deci, dragi telespectatori, redactarea aceasta a Bibliei a fost făcută, cum spunea domnul pastor, pe 1400-1500 de ani. Când au început să fie scrise primele texte și la un moment dat s-au adunat, eu aș vrea să faceți o scurtă trecere după manualul dumneavoastră în schematic. Să ne spuneți puțin despre ce izvoare au stat la baza acestei sfinte cărți, pentru că
se știe, oamenii care nu au cunoscut pe Dumnezeu vor să știe, domnule, ce a stat la baza acestei cărți, așa, numai gândurile unora și adunate în altă ordine de idei, am vrut să spun așa, că cele 66 de cărți au același autor, ca și cum cineva a făcut un puzzle, vorbim și în termeni din ăștia așa, da. Unul a făcut un segment în Africa, altul a făcut un segment în Asia, altul în Europa, așa, așa mai departe. În momentul când ele s-au adunat, practic s-au potrivit, cum de altfel vom vorbi și despre templul făcut de Solomon, da? S-au potrivit de minune, pentru că autorul care i-a inspirat pe Mitrașcu în Europa, pe Tiber în Africa și pe altul, i-a inspirat în așa fel încât fiecare bucățică din acest puzzle pe care ei l-au scris în aceste cărți să se potrivească absolut de minune. Și spune că la zidirea templului nu s-a auzit nicio lovitură de ciocan și niciun cui n-a fost bătut pentru că n-a fost nevoie. Da, a fost totul planificat atât de bine încât totul s-a potrivit. Pietrele erau tăiate și șlefuite în cariere și când au fost aduse la momentul, la locul ansamblării lor, s-au potrivit de minune. O paralelă a templului lui Solomon, care a fost una dintre cele 7 minune ale lumii antice, da? Care cea mai mare, cred. La fel și cu Sfânta Carte, s-a scris tehnic vorbind, pe 1500 de ani, de 40 de autori, și vă rog să ne spuneți care au fost izvoarele care compun această Biblie. Păi, aș începe prin a spune că Vechiul Testament, așa cum aminteam, primele 39 de cărți din această carte, sunt împărțite în trei alte categorii. Avem 17 cărți istorice, 17 cărți profetice și apoi avem 5 cărți didactice, care împreună constituie partea primă, Vechiul Testament. Primul autor folosit de Dumnezeu este Moise, autor uman. Moise, care scrie primele 5 cărți ale Bibliei, sau Pentateucul, sau Tora, da? Tora înseamnă lege în limba greacă, Pentateuc este 5 din Tora în limba ebraică, Pentateuc în greacă. El, de fapt, el și apoi cei care scriu cărțile istorice cumva au în centru istoria unui popor pe care Dumnezeu îl creează în jurul unei familii prin care se revelează unei lumi întregi. Pentru a arăta în chip văzut planul pe care Dumnezeu l-a. Exact. În miniatură sau asemănător, și Noul Testament conține 5 cărți istorice, începând cu Evangheliile și continuând cu Cartea Faptele Apostolilor. Apoi avem epistolele, care sunt cărțile didactice adresate în mod specific bisericilor, care aduc învățătură, doctrină. 21 dintre ele. Exact. Și apoi o carte profetică, ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Spuneam că sunt scrise cărțile astea în contexte foarte diferite. Găsește aici istorie, cum am amintit, poezie, filozofie, învățătură, didactică. Învățătură pentru minte și suflet, care cumva se așează reperele pentru dezvoltarea unei vieți pe măsura celei proiectate de Creatorul nostru atunci când a avut în planul său să-l facă pe om după chipul și asemănarea sa. Ultima carte se distinge față de toate celelalte pentru că ea privește viitorul și ghiderea practică acestui capitol care presupune lumea noastră așa cum o cunoaștem noi. Și e o carte în care Dumnezeu a revelat omului prin oamenilor și în special bisericii, pentru că ei pot să înțeleagă această carte, nu orice om o citește. Dacă un om nu are cunoștință despre Dumnezeu și nu are cumva ungerea aceasta cu Duhul Sfânt, nașterea cu Duhul Sfânt, nu poate să înțeleagă. Chiar și așa, foarte puțin oameni reușesc să distingă ce scrie în Apocalipsă cu privire la viitorul și la sfârșitul lumii, despre care toată lumea vorbește într-un fel sau altul. Mai ales în zilele astea. Internetul este absolut bombardat cu astfel de informații, corect. Dar multe dintre ele sunt fabulații, sunt speculații și fabulații și așa, teoria ale conspirațiilor care n-au legătură cu adevărul așa cum este revelat de Dumnezeu în Apocalipsa. În același timp am zis că a trebuit să spunem, iată, la baza acestei Biblie au stat chiar și niște cărți care au avut denumiri.
Codex Sinaiticus. Da, n-aș zice că la bază, dacă îmi permiteți. Nu aici, la de bază, fapt, sunt niște traduceri manuscrise. Da, da, ok. Sunt mai degrabă... Care au stat la baza scrierii Bibliei, practic. Alegerii canonului, ca să zic așa. Da, deci ele cumva, dacă faceți referire, spre exemplu, la Codex Sinaiticus, da? Referi la toate. El este scris undeva în secolul 4, da? În timpul lui Constantin cel Mare. Este, de fapt, o scriere în întregime a tuturor cărților Noului Testament, care era în limba greacă, și apoi Vechiul Testament, care era între timp tradus în limba greacă și se cunoștea sub formă de Septuaginta. De ce spun asta? De ce am ridicat această discuție? Pentru că au fost de-a lungul istoriei și mai sunt și astăzi oameni care, domnule, cartea Biblia e o carte de povești. E o închipuită de cineva care a scris-o și la un timp, timpul trecut, când la timp prezent, când la timp viitor. Deci aceste manuscrise cumva stau la bază ca izvor, dacă vreți, material. Pentru... Astea sunt, dacă îmi dați voie să fac această precizare, de fapt acestea sunt traduceri ale Bibliei. Da. Și care sunt datate... Care sunt datate, unele dintre ele, din primele secole ale după Hristos. Interesant este că noi avem manuscrise mai multe decât originalul. Pentru că, mă rog, aici ar fi o discuție întreagă. Vremurile în care s-au scris au fost total diferite decât cele pe care le experimentăm noi astăzi, dar manuscrisele astea conțin adunate împreună textul întregii scripturi păstrat în diverse locuri de către diverse biserici sau organizații. Că ați făcut referire la Codex Sinaiticus, apoi sunt manuscrisele de la Marea Moarte. Manuscrisele de la Marea Moarte, descoperite în 1947, conțin doar Vechiul Testament, prima parte a Bibliei. Este o grupare de credincioși care se retrag cumva dornici să se păstreze curați, considerând că iudaismul cam a deviat. Cam cum ar fi calugării de astăzi. Exact, ceva de genul ăsta. Ei, cu carbon 14, datarea acestor manuscrise arată că ele erau de undeva din secolul 1-2 înainte de Hristos. Se află mare parte la Muzeul Israelului de astăzi, dar exact. Se pot vedea. Exact. Și ele conțin în întregime Vechiul Testament, cu excepția unei singure cărți, Estera. Apoi, sigur că avem Codex Alexandrinus, Vaticanus, toate astea cumva se găsesc astăzi în diverse locuri, în diverse muzee și te ajută să bucățele puzzle-ului. Da. Exact. Să compari dacă ceea ce avem noi astăzi în traducerile moderne, ca să zic așa, este în concordanță cu ceea ce a fost. Forma actuală, conținutul actual, că și forma, chiar dacă a dumneavoastră e mai mare și mai mică, e același conținut. Sigur. Conținutul actual al Bibliei, pe care o țin în mâna mea, a fost stabilit când, de către cine? Păi, el este stabilit în secolul 4. Ieronim este cel care îi folosi de Dumnezeu în mod special pentru a pune împreună cărțile, s-au creat niște criterii care sunt cărțile care pot face parte din canonul Bibliei. Sfinții care erau atunci, credincioșii care erau, au stabilit niște canoane. Au fost canoane, niște erudiți totuși, niște oameni care s-au aplicat asupra Scripturii cu totul și cu totul special și au trecut prin câteva filtre foarte serioase toate scrierile vremii. Trebuie să spunem că s-a făcut asta cu post, cu rugăciune, cu studiere și cu cunoașterea îndelungă a profundă a limbilor de circulație. O viață disciplinată, o viață în care disciplinele spirituale au găsit un loc central și pe fondul pregătirii spirituale, oamenii aceștia, spuneam că au fost erudiți pentru că s-au aplicat asupra limbilor în care a fost scrisă Biblia, înțelegerii contextului, destinatarilor, autorilor umani. Deci strângerea tuturor bucăților puzzle-ului acela, cărților acestea, a fost făcută la coordonarea Duhului Sfânt, vreau să spun, de niște oameni care au fost credincioși. Cu siguranță. Și care au legat-o în această carte, care se cheamă Biblie, da, cum am spus mai înainte, Biblos, care înseamnă cărți, da? Sigur. Le-au legat și le-au furnizat nouă până astăzi, dar Ieronim a fost cel care, Sfântul Ieronim, mă rog, cunoscut, care a făcut această formă a Bibliei, da, în limba latină veche. Exact.
Și ziceați dumneavoastră și alții că această formă a Bibliei a fost și este folosită și astăzi în Biserica Catolică, în primul rând. Da, cel puțin cea în limba latină, da, este Vulgata. Vulgata este cea mai răspândită. Circulație poporală, ca să zic, Vulgata asta înseamnă cumva... Poporului, da. Da, da, așa, și care este folosită în Biserica Catolică. Da, destul de mult, pentru destul de mult timp, slujbele în Biserica Catolică, nu este niciun secret, au fost ținute în limba latină. Bun. Cum s-a făcut translația de la, să zicem, de la Vulgata, prin traduceri? Pentru că vreau să vă specificăm un lucru. Modificări asupra textelor de bază s-au făcut vreodată de către cineva? Niciodată, pentru că oricine vrea să se întoarcă cu seriozitate și să verifice acuratețea textului Scripturii, va constata cu ușurință că textul pe care noi îl avem astăzi este o traducere, este o reprezentare fidelă a textului original. A textului vechi și a... Exact. Gândiți-vă că scribii trebuiau să numere fiecare cuvânt, ca să subliniez doar un aspect, da? Și să se asigure atunci când terminau un paragraf că numărul cuvintelor este exact, este identic, ca să nu mai spun de reverența cu care scriau în momentul în care un evreu, un scrib evreu, ajungea la numele lui Dumnezeu, Iahve, spre exemplu, pentru că Dumnezeu a spus să ai grijă să nu iei numele Domnului în deșert. Ei au dus lucrurile așa de departe, deci se oprea scribul înainte de a scrie cuvântul, se ducea și își făcea baie, era un ritual de curățire, își schimba hainele, îl lua o altă pană, cu care scria numele lui Dumnezeu și o făcea cu foarte mult respect, după care dacă se întâmpla ca pe aceeași pagină, spre exemplu, sau în același paragraf, să se repete numele Iahve, numele lui Dumnezeu, el relua tot ritualul ăsta. Asta arată, pe de o parte, că oamenii ăștia s-au plecat foarte serios asupra textului Scriptură. Au fost sfinți care au fost coordonați de Duhul lui Dumnezeu. Fără îndoială. Da. Fără îndoială. Legat de asta, domnule pastor, dacă îmi permiteți, o să zic dintr-o tradiție, nu știu mai știu de unde am citit-o, unul din cei 70 de scribi din Alexandria, când au scris Septuaginta, traducerea de fapt în limba greacă. Greacă, când cultura elenistică a înlocuit cultura medo-persană, ca să zic așa, a fost o perioadă de aur a Imperiului Persan, când a fost preluat de Alexandru cel Mare și apoi când s-a împărțit între generalii săi și așa mai departe. Alexandria a fost cel mai de știință, oraș al Antichității. Apropo, și Biblioteca din Alexandria este o carte celebră al lui Petre Solcodeanu, un autor român, foarte bună cartea, da? Se spune că unul din cei 70 de scribi, când a ajuns la Isaia, la 53:7, dacă nu mă înșel, unde scrie acolo că Fecioara va rămâne însărcinată... 7:14, Isaia 7:14, nu mi-aduc aminte exact, ok. El zice că s-a oprit și a zis, nu se poate, cum adică Fecioara va rămâne însărcinată? Și a vrut să schimbe cuvântul în femeie, că nu era logic, da. Așa cum nu e nici astăzi, de fapt. Se spune că i-ar fi dat un înger peste mână și nu l-a lăsat. Și el a spus, nu vreau să scriu, de ce ștergi? E greșit ce scrie aici. Și îngerul i-a spus, nu e greșit, scrie așa cum scrie acolo. Pentru că n-ai crezut, vei trăi să vezi acest lucru cu ochii tăi. E o legendă. Da, cred că este legendă, pentru că n-avea cum să trăiască atât de mult. Se spune că bătrânul Simeon, care a luat pe pruncul Iisus în sinagogă când l-a dus părinții lui să-l taie brăjul la 8 zile, da. Și când a zis, acum slobozește Doamne pe robul tău, pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, a văzut că ceea ce el a vrut să scrie acolo, aha, acum înțeleg, are legătură cu bătrânul Simeon. Okay. Și atunci el a zis, slobozește Doamne, că am văzut că nu am greșit atunci. Dar asta era așa o mică... Da, dacă tot ați adus în discuție lucrul ăsta, gândiți-vă, vă rog, la modul în care Dumnezeu coordonează toate lucrurile. Limba de circulație internațională atunci era greacă, echivalentul englezei de astăzi, dacă putem să spunem așa, într-un anumit fel, da? Ori Dumnezeu, pentru a arăta pregătirile pentru venirea lui Mesia în lume, conduce lucrurile de așa manieră încât toate profețiile astea din Vechiul Testament care vorbea despre el sunt traduse în limba asta de circulație internațională, că orice popor de sub soare să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. A fost mai accesibilă întregii lumi decât limba ebraică sau aramaică veche, care era foarte grea.
Cu siguranță. Și astăzi este foarte puțin cunoscută, chiar și reînviată, chiar și a rămas ca veche. Dar asta este o altă poveste. Cu siguranță, da. Pentru evrei a rămas de bază limba evraică sau aramaica, da, veche, iar pentru noi, toate neamurile creștine din lumea întreagă, limba, la baza Bibliei noastre, a fost limba greacă. Da. Apoi s-au făcut traduceri, deci modificarea asupra textului nu s-au făcut, nu se putea face, că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, în El nu este umbră de mutare, schimbare și așa mai departe. Ce a spus odată, s-a făcut și așa a rămas, da? Dar traduceri s-au făcut. S-au făcut și eu cred că se vor mai și face, pentru că dumneavoastră știți că limba, orice limbă, este într-o dezvoltare continuă. Gândiți-vă, spre exemplu, după 89, câte cuvinte noi avem noi în vocabularul nostru, da, care fac, creează o anumită dinamică a limbii, da? Și poți avea o traducere foarte bună, dar arhaică, care nu se mai adresează cititorului lumii noastre, da, și care poate avea dificultăți cu înțelegerea unor termeni. De aceea eu cred că traducerea au fost și vor mai fi. Și eu chiar mă bucur că există mai multe traduceri, că în felul ăsta, cel puțin asupra unor texte, poți să ai o perspectivă asupra mai bună. Asupra esenței va ajunge, e posibil să ajungă cât mai mulți oameni care nu cunosc dialecte sau alte limbi. Și Cuvântul lui Dumnezeu, de altfel, este una dintre profeții, domnule pastor, dacă nu mă înșel, care spune că unul din semnele sfârșitului lumii este acela că Biblia aceasta va ajunge accesibilă și să fie cunoscută de absolut toate popoarele. Da, în una dintre zicerile Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 24, cred că versetul 14, îl spune că atunci când Evanghelia aceasta va fi propovăduită la toate neamurile, atunci va veni sfârșitul. Da. În România, vorbind despre limba română, au fost o scurtă istorie a Bibliei noastre, că a apărut și ea în limba română. Poporul nostru care s-a format de 2000 de ani, nu? Se zice creștin de la început, așa zice istoria noastră, așa zicem și noi, prin venirea Sfântului Andrei la Pontul Euxin, și de aici s-a răspândit în toată Dacia Superioară și așa mai departe. În România, dacă vreți să ne faci o scurtă prezentare, trecerea așa, când au apărut... Da, pot să fac câteva, să subliniez câteva lucruri. Aș vrea să menționez un lucru pentru a risipi cumva anumite temeri, și anume că, deși avem mai multe traduceri, esența mesajului este aceeași. Mesajul nu a fost schimbat prin traduceri. E important lucrul ăsta. Avem, spre exemplu, în limba română... Cu atât mai mult, la ziua 50.000, când a coborât, a început lucrarea a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, erau acolo unde ucenicii se rugau și așteptau împlinirea făgăduinței, erau multe naționalități conlocuitoare. 3.000, 4.000 de oameni erau acolo și vorbeau limbi și dialecte diferite. Dar când a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei, au vorbit într-o singură limbă și toți înțelegeau în limbile lor, apropo de traducere. Dacă traducerile ar fi modificat ceva, dar tu ești credincios și ești sincer, eu vorbesc rusă și tu vorbești română, să zicem așa. Dacă amândoi suntem sinceri, noi înțelegem absolut la fel textul pe care mesajul lui Dumnezeu, chiar dacă traducerile sunt în limba rusă, diferite puțin de limba română. Asta vreau să spun. Da, eu cred că orice om care vorbește mai mult de o limbă realizează că nu întotdeauna când traduci un text, el este 100%. De aia se zice traducere și adaptare. Sigur, pentru că nu întotdeauna găsești cuvântul cel mai potrivit. Da? Îl găsești pe cel care e cel mai apropiat de sensul pe care l-are. De spațiul căruia te adresezi. Nu, de sensul pe care l-a avut în original. De sens, dar și de oameni. Și apoi să fie relevant culturii în care respectiv traduci. Dar ziceam că esența este aceeași, că oamenii o înțeleg prin alt miracol al Duhului Sfânt, dacă al Domnului Dumnezeu, vom înțelege exact ce trebuie. Da. Și nu trebuie să ne deranjeze micile nepotriviri de traduceri. Asta am vrut să spun. Da, e bună sublinierea. Da. Eu vreau doar să amintesc aici faptul că în 1648 noi avem prima traducere în limba română a Noului Testament, care poartă numele de Noul Testament de la Belgrad. Adică de la Alba Iulia, dacă nu mă înșel, nu era? Cred că da. În 1688 avem prima Biblie tipărită în limba română, nu doar Noul Testament, da? Și suntem recunoscători lui Sherban Cantacuzino, care face lucrul acesta și pune în mâna poporului român, să zic,
cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că pentru noi, astăzi, limbajul de acolo este foarte greoi. Dar este un prim pas și foarte important. Că până atunci, în spațiul Carpato-Danubiano-Ponti, care era creștin, se folosea limba latină, exact, vulgata, de care vorbeam, se folosea limba slavonă. Corect. Și limba română nu aveam mai nimic. Da, și de aceea, spre exemplu, noi o să găsim în limbajul bisericesc multe cuvinte care vin fie din slavonă, fie din latină. Slavă, de exemplu, sau chiar duh. Slavă, duh, da. Sunt chiar și cuvântul pocăință, spre exemplu, vine din slavonă, caiti, spun ei. A te căi, ei fiind un popor mai sentimental. Și dacă le asociem cu cuvântul din greacă, nu? Care... Metanoia în greacă. Care presupune transformarea minții. Mă rog, este discuție întreagă pe care putem face aici. Am vrut să spun că traducerile cuvântului lui Dumnezeu nu au distorsionat sensul pe care Dumnezeu l-a imprimat în această Biblie. Mai avem o traducere numită Biblia de la Iași în 1874. Sigur, aici sunt câteva, nu vreau să înțelegeți că sunt toate traducerile. Cele mai importante și cunoscute. Da? Apoi avem Biblia, prima Biblie sinodală în 1914, ca apoi preotul Dumitru Cornilescu să traducă între 1916-1920 Biblia, care este larg răspândită astăzi, mai ales în... dacă îmi permite să spun eu puțin mai mult. În 1914 s-a tradus în Biserica Ortodoxă Română Biblia prima Biblie sinodală, da? Grecească și slavonă, da? Care se folosește aproape și astăzi. Sigur, el mai a fost o adaptată de Gala Galaction prin 1920 ceva, dar tot aia este. Da. Care se folosește în Biserica Ortodoxă. Iar asta, despre care a spus dumneavoastră, Dumitru Cornilescu, despre care știm că a fost un preot ortodox foarte bun și pe nu știu ce accident benefic, zic eu, a tradus, a ieșit de sub, adică nu pe zharul niciodată ca preot, să zic așa. Dar el n-a mai lucrat ca preot și s-a dedicat traducerii Bibliei. Și spuneți dumneavoastră mai mult despre asta, pentru că vreau doar atât să spun. Este Biblia pe care eu o agrez cel mai mult ca traducere. Este Biblia despre care cel mai mare profesor, îmi scapă numele, de Nou Testament sau de Biblie de la Universitatea Ortodoxă din București, l-am auzit cu urechile mele, când fiul meu a terminat teologia la Iași, acum câțiva ani, spunând la ședința, la cea manifestare de absolvire, spunând că Biblia, traducerea în limba română a lui Dumitru Cornilescu, este cea mai bună, cea mai fidelă, cea mai aproape de mesajul, ca să zic așa, intim al lui Dumnezeu pe care l-a avut în Biblia evraică și în tot. Sigur că noi putem să vorbim. Și asta e folosită foarte, de toate bisericile. Nu, asta am vrut să spun. Este cea mai folosită în bisericile evanghelice, dar trebuie să fac mențiunea că după Dumitru Cornilescu mai sunt câteva traduceri. Știu. Spre exemplu, am și notat-o aici, din 2007 apare NTR-ul sau noua traducere în limba română, care aduce, să zic, adaptează prospețime prin faptul că actualizează limbajul, din nou, neschimbând sub nicio formă esența lui. Apoi este un om foarte fain, o echipă, scuzați-mă, care a lucrat la adaptarea traducerii Dumitru Cornilescu la limbajul de astăzi, fără să modifice absolut deloc sensul traducerii lui Cornilescu. Eu încă o dată spun, sunt fericit că avem mai multe traduceri. Vreau să spun că eu când îmi pregătesc o predică... Un om care studiază are 5-6 variante. Mă opresc de multe ori la mai multe traduceri, să știți. Pentru a vedea cât mai... Da, mai ales asupra unor texte unde este foarte important să simți ce a vrut autorul inspirat de Duhul Sfânt să comunice acolo și să fii cât mai fidel textului. Eu n-am o dificultate că sunt mai multe traduceri, absolut deloc, deși unii cred că s-ar putea să aibă... Însă vreau să spun așa, eu sunt un pic mai conservator, nu exclud NTR-ul sau nu exclud nimic, absolut nimic nu exclud, însă mă simt cel mai... comod cu traducerea Cornilescu. Ați crescut cu ea? V-ați născut din nou cu ea? Și cred că pentru publicul larg, cei care nu sunt pastori ca dumneavoastră, sau ca mine, care vreau să studieze un text, să compare 5-6 traduceri și așa mai departe,
Pentru că un cercetător corect traduce, se uită pe Biblia evraică, în greacă, și slavonă, dacă vreți, și apoi română și face o viziune cât mai așa. Dar noi nu suntem toți cercetători. Așa este. Pentru publicul larg este... Nu, Cornelescu face o treabă excepțională și nimeni nu se rătăcește pe calea credinței traducând. Ca să mai spun un lucru, dacă că societatea britanică care s-a ocupat în anii... în timpul războiului rece de către de difuzarea Bibliei în lumea întreagă, a luat această traducere a lui Cornilescu și a transpus-o, nu, în societatea de biblică, da, și a difuzat-o în toată lumea sau acolo unde erau români, ca să zic. Da, au făcut o treabă excepțională și le suntem foarte recunoscători, pentru că în vremea în care în România era aproape imposibil să găsești o Biblie, noi atunci am primit-o. Ei au făcut tot ce a depins de ei ca să continue tipărirea ei și, asumându-și riscuri foarte mari, să o distribuie în România. Unii chiar au făcut închisoare pentru asta. Da. Unii mai fac și astăzi închisoare. Sunt multe, în zona creștină vorbesc. Da, da, da. Unde Biblia nu există decât la nu știu câte familii sau așa. Noi o avem destul de, prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, o avem destul de ușor accesibil. Am fost la Anticarea săptămâna trecută și am văzut-o printre rafturi acolo. N-am cumpărat alte cărți, am mai văzut și la alte anticariate, deci o găsești oriunde și cu un preț. Deci vreau să mai cumpărați cărți. Mai cumpăr, am cumpărat. Asta e un lucru excepțional. Cred că generația asta trebuie să audă. Nu mă pot duce. Bine, eu boală veche asta. Înainte de Revoluție mă duceam la Talcioc să cumpăr cărți. Când o să cumpărau fiare, eu cumpăram. Dar asta este altă poveste. Și am cumpărat săptămâna trecută, sincer căutam o Biblie, pentru că asta este o Biblie cu rezonanță istorică pentru mine. Este personal primită de la poetul Traian Dors, wow, de ziua nunții mele, are 45 frumos, de ani, foarte, da? Frumos. Cu dedicație. Și uitați și dumneavoastră cam cum arată. Arată normal, ca o Biblie normală, subliniată. Da, 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 sigur. Și am vrut o Biblie să o iau cu mine, să o port, ca să o păstrez pe asta puțin. Și n-am găsit, că, mă rog, o să găsesc. Găsesc cu siguranță. Societatea Biblică Română, spre exemplu, dacă intrați pe net din Oradea. Vreau să o văd eu cu mâinile mele, dar o iau pe internet. Ok. Haideți să revenim asupra. Mai aveți ceva de spus la traducerile din România? Putem rămâne foarte mult și cred că am zis esența. Vreau să spunem doar două aspecte. Scopul divin, ca să închidem de ce Biblia o folosim noi. Scopul divin și atitudinea noastră față de Biblie. Păi, un Dumnezeu transcendent nu a fost văzut de nimeni, așa ne spune chiar Mântuitorul când vine în lume, și unul din modurile în care el se face cunoscut este prin scrierea acestei cărți, prin transmiterea către noi. Apoi, cartea asta îmi spune mie cine sunt eu. Faptul că am fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar între timp, datorită păcatului adamic, eu am devenit un om păcătos care are nevoie de mântuire. Apoi cred că lucrul care pe mine mă copleșește când mă uit la cartea asta este, așa cum am amintit ceva mai devreme, să văd acel fir roșu care trece prin toată Biblia și care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu tânjește să restaureze relația omului cu Dumnezeu. Apoi cartea asta îmi prezintă mie soluția pentru mântuire. Răspunsul la întrebările despre care vorbeam. Existențiale, data trecută, da? Oricine... scrie Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, cu versetul 17, și credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cartea aceasta mi-l prezintă pe Hristos. În momentul în care eu îl înțeleg pe Hristos și cred în El, sunt mântuit. Cartea asta mă cercetează în sensul că are rolul, dacă vreți, al oglinzii de dimineață în care eu mă duc, mă văd, mă spăl, mă bărbieresc, mă aranjez, e modul în care Dumnezeu îmi cercetează mintea, inima, ajutându-mă de fiecare dată să-mi corectez trăirile mele și să le pun în acord cu voia lui Dumnezeu. Și apoi, dumneavoastră ați făcut de câteva ori mențiune în emisiunea asta și în cea precedentă, faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu produce schimbarea radicală pe care Iisus o numește naștere din nou, regenerare, transformă. În cartea asta îl găsesc pe Hristos și revin la ceea ce am spus eu chiar în emisiunea asta mai devreme, dar lucrurile acestea au fost scrise, spune Ioan, ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață
veșnică. Sunt câteva dintre scopurile care sunt în spatele scrierii acestei, scopurilor divine în spatele acestei cărți. Iar atitudinea, practic vorbind, cam cum ar trebui să se... Păi, atitudinea, dacă telespectatorii pot să-mi vadă mie mâna asta, am găsit imaginea asta într-o carte care mi-a plăcut enorm. Deci primul lucru pe care îl fac este să ascult. Da? Credința vine în urma auzirii. E foarte important să aud cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, citindu-l, fie spunându-l cineva. Și acum sunt nenumărate contexte. Da? La biserică, online, în nenumărate împrejurări. Emisiunea pe care o faceți dumneavoastră. Da. Apoi, foarte important, dacă aș putea să pun pe degetul celălalt, citește. Ferice de cine citește cartea asta, da? Dumnezeu ne-a dat această revelație și este important ca noi să ne oprim asupra ei. Apoi, nu doar că o aud, nu doar că o citesc, mă opresc și o studiez. Este o carte pe care eu, asupra căreia mă opresc și fac studiu profund. O rumegi, cum ar spune filozofii, în profunzime, ca să spun. Exact. Și apoi, sigur că important e să o memorez. Memorând cuvântul lui Dumnezeu, devine hrană pentru minte și forță spirituală în războiul spiritual în care ne găsim fiecare dintre noi. Și nu cele din urmă, degetul ăsta mare meditează, da? A medita are sens în greacă, dacă vreți, și a rumega. Aprofunda. Te întorci asupra adevărurilor pe care le-ai auzit, le-ai citit, le-ai studiat, le-ai memorat și le aprofundezi. Și le iei și le aplici vieții tale, contextul în care te găsești. Și din acel moment, cartea asta devine transformatoare. Am vrut să spun că eu sunt un exemplu și cred că și dumneavoastră. Am citit acum mulți, 40 de ani în Biblie prima dată. Nu, multe n-am înțeles. Dar nu l-am pus-o deoparte, zic, las că nu. Vreau să vă spun că am avut mai multe versete care mi-au rămas așa, ca un semn întrebării undeva, puse la și altele, cum ar veni. 1 și cu 7, 9, fac 10. 1 sau 0 și 1. 1 pun deoparte acolo. Nici unul n-a rămas pe parcursul vieții fără să primească răspuns din aceste versete. Pentru că toate și-au timpul lor. Da. Și Dumnezeu le așează în așa fel încât să găsim toate răspunsurile, să le primim de toate până la urmă. Am vrut să spun că ne ajută această Biblie să găsim sensul suprem al vieții. Dacă asta am făcut, dragi telespectatori, putem să nu fi făcut nimic din alt punct de vedere în lumea aceasta. Am câștigat lumea mai mult decât lumea întreagă. Dacă n-am făcut asta, am pierdut și lumea aceasta, pentru că viața în lumea aceasta fericită și netedă n-a fost la niciun om, oricât de bogat ar fi fost, oricât de slăvit ar fi fost de lumea aceasta, n-ar fi fost. Și vreau să vă spun că ajută chiar și în viața aceasta pământească, pentru că mult mai ușor trece un om prin probleme de suferință, de încercări, de chiar și COVID și chiar moarte și așa mai departe. Cu totul și cu totul diferit privesc lucrurile un om care crede și care are nădejdea și ochii ațintiți la Dumnezeu și un om care n-are nicio nădejde. Sau care are nădejde încurcate, ca să zic așa. Nimeni n-a apelat la niciun filozof pe patru morții, nici la Buddha, nici la nu știu cine, și toată lumea zice, ah, Doamne, mamă și Doamne. Deci, din acest punct de vedere, am vrut să reiterăm acest capitol în două emisiuni, pentru că mi se pare foarte important acest aspect. De acum vom vorbi, dar facem o prezentare a lecției viitoare, domnule președinte, era să zic, domnule pastor. Lecție pe care ne propuneam să o abordăm de astăzi, nu? Da, am zis în funcție de timpul pe care avem. Dar vom face doar o trecere în revistă. Vom aborda, dacă Dumnezeu ne va îngădui, desigur, noi creștinii nu uităm că ziua de mâine și secunda următoare nu e a noastră și zicem că ne propunem acest lucru. Dacă Dumnezeu ne va îngădui, vom aborda învățătura despre Dumnezeu. Pentru că multă lume, într-un fel, nu știu, se raportează la acest cuvânt, vom vorbi tot ce se poate despre Dumnezeu și vom face doar o prezentare, ca să zic așa, schematică. Vom vorbi, eu mi-am notat câteva chestii aici, dar aș vrea să mă uit pe scheletul din această carte, așa, și să spunem în mare și apoi închidem emisiunea de data aceasta ca să știe
mă rog, telespectatori noștri, la ce să gândească. Vă rog să faceți o prezentare pe scurt. Sigur că titlul vom încerca să cuprindem cu mintea noastră limitată pe cel care este fără cuprins și fără sfârșit, uitându-ne la revelația lui, atât generală cât și specială. Apoi, cu siguranță, vrem să ne oprim asupra numelor pe care Dumnezeu le are și apoi a atributelor sale, care cumva definesc personalitatea lui. Ne vom opri asupra unui capitol destul de delicat, și anume Sfânta Treime. Delicat, dar foarte, foarte important pentru viața creștină. Și sigur, vom încerca să vedem cum putem aplica în viața noastră de zi cu zi această cunoaștere a lui Dumnezeu. Fii voi eu în stare, spunea Tozer, Doamne, să te prezint așa cum se cuvine. Adică vom încerca să vorbim despre Dumnezeu și o vom face cu suficientă smerenie, înțelegând că... cu dimensiunea noastră redusă. Exact. E important să spunem lucrul ăsta. Da, dar o face din tot sufletul pentru dumneavoastră, pentru toți cei care, sigur și pentru noi, dar mai ales pentru dumneavoastră, toți cei care vă puneți această întrebare. De unde e Dumnezeu? Ce e cu El? Cine i-a dat numele? Cum se vede? Cum se manifestă? Vă spun că dacă Dumnezeu ne va îngădui să ajungem, vom avea lucruri foarte frumoase și foarte importante în demersul nostru de a ne întoarce în viața veșnică, așa cum a vrut Dumnezeu, să ne restaureze și să ne dea viață veșnică și nu moarte veșnică. Pentru această seară vă mulțumesc, domnule pastor. Și eu vă mulțumesc tare mult dumneavoastră și celor care se opresc asupra acestei discuții. S-ar putea ca uneori dumneavoastră să nu puteți veni, să vină un alt coleg. Da, cu mare drag se va întâmpla asta. Dar totdeauna vor fi oameni care sunt dedicați slujirii, cunoașterii lui Dumnezeu și slujirii lui, și oameni care știu despre ce vorbesc și vor să vorbească despre ceea ce știu și în folosul dumneavoastră tuturor și al nostru personal până la urmă. Vă mulțumim pentru atenția pe care eventual ne-ați acordat-o. Vă dorim darul lui Dumnezeu să se plece asupra dumneavoastră și dumneavoastră de asemenea să deschideți Sfânta Carte și să aflați acolo orice cuvânt îl veți citi, va fi plin de miez și plin de adevăr. O seară bună și o săptămână frumoasă. Vă dorim în continuare. La revedere! La revedere!